Mă uit cu îngrijorare la aceste imagini. Un gălățean model, un pacient model, de fapt nici măcar nu-i pacient, soția lui era pacient. Un soț model de pacient într-un spital privat din România, din Galați. Uitați-vă, acesta e medicul, iar acesta e soțul. Zdrang, l-a dat cu capul, a rămas lat omul. Am vorbit la prag de comoție. Abia își revine, a lovit cu creierul mic direct de acel mobilier foarte dur. A mișcat mobilierul din loc, abia își revine, comoționat grav. Uitați-vă la aceste imagini. Noi suntem aceștia. Acela e medicul, acesta este soțul pacientului, pacientei, acela e ginecologul, aceștia suntem noi. Alt medic vine speriat, încearcă să-l calmeze, să dea noroc. Nu dă noroc nici cu ăsta. E cetățean model. În ce spital din Germania, din Franța, din Anglia, din Finlanda? De unde vreți voi? În ce spital credeți că se poate filma cu o cameră de supraveghere în recepția spitalului scena aceasta? În care soțul nemulțumit mă certa Teddy de ce n-am citit știrea. Ce știre mă interesează că este în spatele acestei imagini? O imagine ca asta face cât 20 de știri. Se putea întâmpla orice. Medicul m-am documentat. N-a vrut să intre omul în direct, a vorbit Teddy cu el. Nu a greșit cu nimic. A făcut plângere penală, a apreciat faptul că poliția gălățeană a intervenit prompt la solicitarea conducerii spitalului din Galați. Firma de pază, la firma de pază eu aș sugera spitalului să o schimbe, dacă îmi permiteți, pentru că trebuia să fie în 5 secunde acolo. Uitați-vă că imaginea durează, nu e adevărat mitică. Păi n-are pază, uite-te se întâmplă, uitați-vă câte secunde durează această imagine. N-au pază. Ăla putea să scoate cuțitul, putea să le omoare. Puteam să fim aici în fața. Bun. Sistem de supraveghere. Bine. Problema de fond este de atitudine. Uitați-vă că îl împinge prin surprindere. Omul pică efectiv ca un sac de cartofi pentru că a fost elementul surpriză. Putea să moară și să numea lovitură cauzatoare de moarte aici. Dar ce fel de om să fie, ce caracter, ce fel de... E clar că e lipsă de educație. Nu, domne, eu am o problemă. Eu am o problemă. Omul nu e, din ce știu eu, nu e arestat. Și asta este o întrebare la adresa... Da, exact. Nu e reținut. Trebuia reținut pe lucru. Eu acum am ridicat mingea poliției române, da? Pentru că a intervenit... Poliției gălățene, da? Care a intervenit prompt. N-am nevoie, mă, de niciun print. Nu am nevoie de print. Mi-a adus Teddy, dă-l încoa, hai, vină încoa, Iulian. Mi-a adus Teddy printul la știre. Mă, Teddy, dă-mă puțin pe post. N-ai înțeles, Teddy, că nu mă interesează știrea. Am avut-o și eu. Știrea asta, referitoare, dă imagine cu băiatul ăsta, model, cetățeanul model din Galați, care îi rupe, mai are puțin și îi rupe capul medicului. Ăla fiind săracul medic, uitați-vă. La prag de comoție, nu se mai mișcă. La box se numește KO, knock out. Iată-l, puteai să-l numeri până la 100, nu se mai ridica. Deci nu mă interesează știrea asta, Teddy. De ce? Pentru că în spatele acestei fapte nu poate să existe nicio știre. Nicio știre. Femeia n-a fost omorâtă, n-a fost malpraxis, nu s-a întâmplat nimic grav. Nu s-a întâmplat nimic grav. Ăsta este cetățeanul model într-un spital care se vrea a fi și el model. De ce? Pentru că e spital privat. Tindem și noi, ca toți europenii civilizați, către un duplex serios. Spitale de stat, spitale private. Spitale pentru aia cu bani, ăsta are bani. M-am uitat la ce încălțări are. M-am uitat la ce training are. E om cu bani. Nu vreau să spun că ar putea fi un interlop. Nu, Doamne iartă-mă că aș jigni interlopii. Interlopii nu fac scene de-astea. Credeți-mă. Cunosc interlopi din București. Interlop când spun eu chiar îmi permit luxul să spun, cunosc în București interlopi de adevăratele. Ăia nici nu apar la televizor. Ăla care e tatuat și aruncă cu bani până Pârnaie sau până Spania, ăla nu e interlop, ăla e un fraier stricat, îmi pare rău să o spun. Interlopii adevărați nu apar la televizor, mă, băieți. Ăsta, pardon, domnul gălățeanu e cetățeanul model, mă. Cetățeanul model, care crede el că a rezolvat problema nevestisii. Nevestesii aflată la control ginecologic. Repet întrebarea, da, domnului Coarna. De ce omul ăsta este liber? Lăsați-mă să vă explic. Problema este din reglementarea în aplicare. Poliția s-a deplasat, au stabilit că există o infracțiune, dar procedură prealabilă de depunerea unei plângeri. Inițial nu s-a depus plângere atunci, l-au sancționat contravențional. Ulterior, partea vătămată a depus plângere, s-a decis dosar penal. Și e vorba de loviri sau alte violențe. Nu m-ați înțeles. Ori nu m-ați înțeles, ori vreți să-i apărați prea mult și prea des pe polițiști. Eu i-am felicitat pe cei din Galați pentru intervenție. Întrebare. Da. Aceasta putea fi lovitură. Întrebare, că sunteți jurist, sunteți avocat. Putea fi lovitură cauzatoare de moarte? Dacă dădea bietul doctor, dacă dădea cu capul de mobilă un pic mai tare și nu se mai ridica. Vă răspund altfel. Nu există infracțiune de tentativă la LCM. Ca să ne înțelegem.
Putea să fie altceva, dar nu e. Nu, domnule, dar omul reprezintă sau nu? Păi n-am spus asta, domnule, eu am spus așa. Întrebarea mea era prezentat cel puțin pe moment pericol social. Trebuia dus la secție. Și fost, văzut dacă nu e bun. A fost dus la secție, a fost audiat, a fost acturat contravențional. Problema de fond este că nu puteam să-l rățim, să-l rășităm preventiv, că nu prevede legea. Nu ne încadrăm în acele limite minime și maxime. Ok, nu am întrebarea. Și ajungem iar la sistemul de educație și la inițiativele pe care le avem inclusiv studenții de mâine. Pentru că de foarte multe ori ne-am obișnuit noi doar să reacționăm la tâmpenile pe care le fac cei de la putere. E cazul și generația actuală, inclusiv studenții de mâine, trebuie să înțeleagă că trebuie să ieșim în stradă ca să acționăm, nu doar să reacționăm. Și ceea ce ne spune domnul Coarna acum și ceea ce înțelegem cu toții, dar trebuie să o spunem cât mai pe înțelesul românilor. Polițistul, dacă l-ar fi dus și l-ar fi reținut așa cum i-ar fi fost de bun simț, ar fi fost cercetat pentru abuz, că nu-i permite legea. Pentru că acea lovitură n-a cauzat moartea. Ar fi putut să cauzeze moartea. Așa, Sorine, ascultă-mă. Este corect ce a spus. Era nu e corect. Era dacă omul, ferească Dumnezeu, medicul din imagine, murea, nu mă da pe mine, lasă imaginea. Altă discuție. Da? Dacă murea, era altă discuție, era lovitură cauzatoare de moarte. Bun. Corect. Așa, care nu are tentativă, cum bine spune domnul avocat, domnul jurist Coarnă. Numai că eu, care am terminat facultatea comedie bunicică, îi spun domnului Coarnă așa. Ce, vă întreb de fapt, ce elemente constitutive avem noi în imagine? La ce infracțiune? Loviri sau alte violențe. Așa, domne, care este penală, domne, e fapte penală. E cu violență. De-aia se și cheamă loviri. La plângere prealabilă a persoanei vătămate. Păi și dacă persoana n-a făcut plângere, poliția nu se poate autoseza? Nu. Las-o, dracu, atunci înseamnă că n-am învățat bine la drept. Să mai iau o dată procedura penală și penală. Păi, înseamnă că ați dat șpagă la cursul ăsta. Poftim? Ați dat șpagă. Nu n-am dat șpagă, mitică, dar repet. Domnul, cum mă pot sesiza eu? Plângere de denunță oficiu, da? Sunt anumite infracțiuni unde, în mod obligatoriu, legiuitorul mă condiționează de plângere prealabilă ca să pun în mișcare acțiunea penală. Lovirea și alte violențe este infracțiune de tipul ăsta. Nu depune plângere. Eu în filmele nu care pot să cercetez. Domnul Coarnă și domnul Dragnea, eu m-am uitat și eu ca toată lumea la filme, începând cu celebrele VHS-uri pe vremea lui Ceaușescu, de aveau prietenii mei mai istoriți. Aveau video și vedeam la televizoare color. Se numeau cum se numea la mă? Ah, cum se numea? Nu național, mă. Cu televizorul color celebru ăla, să la coadă și luai pe pile. Cum? Telecolor. Telecolor. Bă, băiete, de atunci și până acum am văzut și eu filme în spitale din Germania, din Franța, în statele Unite nu mai vorbim. Bă, dacă ai agresat un medic, serviciul de pază intern al spitalului, în 10 secunde, e cu aia cu electroșocuri, cu pistoale, cu spray-uri, cu aici, la spitalul privat din Galați, nou serviciu de pază. N-au serviciu de pază. Ca dovadă că un cetățean model... Pentru că atunci factura cetățeanului model ar fi fost mai mare pentru serviciile spitalice. Pentru că trebuie contate inclusiv astea. Ăla care încearcă e alt medic, bineînțeles, Tedim, spune că pare a fi, nu, e chiar alt medic. Ăla are, e chiar alt medic care vine, întinde mâna ăstuia, al cetățeanului moldoveanului ăsta model, care face cinste Galațiului. E medic coleg cu partea vătămată. E, bineînțeles, e medic coleg cu partea vătămată, asistentele și ele, săracele, cu teamă, după cum le vedeți, intervin și ele. Și o să vină, nu vine paza spitalului. Poliția pentru că s-a apelat. Poliția deja era alertată, era pe drum și uitați ăsta care vine, e tot medic, încearcă să dea noroc cu el, să-l tempereze pe cetățeanul model, da? Da. Care a crezut că luându-i capul medicului ăla rezolvă el problema nevestisii. Și vă întreb, noi pacienții, noi aparținătorii pacienților, în raport cu ăștia pe care îi acuzăm mereu că iau șpagă, că nu ne pune o perfuzie fără să dăm 5 lei, bă, noi cum suntem? Tudor, noi. Tudor, vreau să vă spun, există o statistică care e cutremurătoare. Nu mă puneți să dau ordinul de mărime, că nu o să-l dau ca să nu speriem națiunea. Dar vă spun doar atât. În București, numărul salariaților, profesori, secretari, administratori, în unitățile de învățământ, agresate de către elevi sau de către părinții acestora, este mai mare decât numărul elevilor agresați fizic de către profesori. Poftim? Așa este, da. Da. Mai spune așa. Numărul profesorilor și a angajaților din unitățile de învățământ este mai mare... Agresați? Agresați. Da. De elevi. De elevi și de părinți. De părinți, familiile acestora. Da. Decât al elevilor agresați fizic de către profesori. Corect, da. Băi, da. Sune, tu ai fost pe înțelele străine, din câte știu eu. La schimb de experiență, la colaborare sindicală. Mă, în ce țară mai e așa? Unde? Mă refer în UE. No. În care mai... Eu, e prima oară când aud jur. Vă spun acum ce nu credeam. Doamne, eu
Eu trebuie să verific știrea. N-am ajuns în aceste țări. Nu, e corectă știrea. N-am ajuns în aceste țări. Profesorii sunt mult mai... Și despre asta nu vorbim niciodată. Vorbim de profesorul care urechează, care trebuie dat afară pentru lucrul acesta. Dar faptul că avem profesoară înjunghiată în școală, nu că s-a întâlnit la o cafea cu elevul, în școală agresată că a îndrăznit să-l amenințe prin note cu corigența. Da? Că băiatul ăla e corigent și a omorât profesoara. Că vine mămica în școală, întreabă care e profesoara de educație fizică, se duce, o troznește, o lasă lată în școală. Bine, eu am și la urmă greșește și dă seama că de fapt era cealaltă profesoară de educație fizică și nu se întâmplă nimic. Nu se întâmplă nimic. Eu știu. Și de asta spun că trebuie să acționăm. Cadrul legal... Corect ce spune Sorin. Trebuie umblat la reglementare. Exact la asta mă gândeam și asta eu. Asta ne lipsește. Și când vorbim de instituții publice, când vorbim de aceste acte de violență în instituții publice, să creăm o reglementare, o normă de drept, care să-mi permită mie, organ de anchetă penală, să pot să rețin, să arestez preventiv și pe infracțiune de sesizare din oficiu. Bine, haideți să schimbăm un pic registru. Nu mai rămânem la Galați. Acum, trecând în pe bune serios, mie mi-a făcut o scârbă, această imagine, o scârbă profundă. Pentru că, repet, se întâmplă într-un sistem privat. Nu în sistemul de stat, acolo unde intră săracii toți necăjiții. Nu, în sistem medical privat, unde intră ea numai cu bani. Cu bani, din păcate, cu bani mulți. De ce spun din păcate? Pentru că un sistem de spitale și policlinici private din un sistem privat e doar pentru oamenii cu bani. Ăsta are bani. Ăsta de mai are puțin și îl bagă în pardesiu de scânduri. Poftim? N-are educație. Lasă, domnule. Bun. Haideți să vedeți ce material i-a trimis astăzi, știind că vine la mine la emisiune, i-a trimis Dumitru Coarnă lui Teddy. Zice, bă, Teddy, te rog frumos, ia materialul ăsta, arată-l și lui Tudor. Mi l-a arătat Teddy de-n timp, l-am văzut înainte de prânz. Un material care provine de la, de unde mă, de Național, da? Da, Cătălin Tache. De la domnul Tache. Nu l-am mai văzut pe Cătălin Tache de când eram tineri amândoi. Mă rog, de când eram eu tânăr și el că tânăr e și acum. Dosar de corupție la vârful MEAI. Mi-am rezervat plăcerea de a nu citi ce a scris domnul Tache. De ce? Pentru că știam că vine Coarnă și ne explică el de ce ne-a trimis un material al colegilor de la Național cu mafie, dosare de corupție și afaceri oneroase în Ministerul de Interne. Atenție mare, dă și pozele puțin să vadă lumea. Iată, secretarul general adjunct al Ministerului de Interne, chestorul Valentin Melnic. Este implicat? Direct. Zici tu. O să ne explici de ce. Mai departe, mă, poze, hai. Uitați-vă ce face... E vorba de familia mea. Direcția... Băi, mă ascultați. DGAU a început audierile în dosarul detașaților. Da? Deci, mai departe. E vorba de plătuirea unor concursuri. Imediat. Carmen Dan. Din scandal în scandal până la Bruxelles. Deci, repet, Iureș uriaș. Și vreau să știu dacă este doar relație de prietenie între Coarnă și Teddy, sau acest articol arată cu adevărat o gaură absolut halucinantă, o gaură neagră în legalitatea din Ministerul. Confirm cu Academia de Poliție, din ce știu eu, este clar că acolo soția domnului Melnic are o problemă de natură penală prin încercarea de fraudare a fondurilor Academiei de Poliție cu încredințare directă, adică o șmecherie de asta a la Zlatina, cum zic ei, că ei sunt din Slatina. Deci au acolo niște pârghii, niște mânere pe care le-au folosit și au ajuns în aceste funcții. Ce vreau să spun eu prin această atitudine, că de multe ori spuneam despre infracțiunea și infracționalitatea la nivel înalt în Ministerul de Interne. Nu se întâmplă nimic. Pentru că dacă eram eu sau oricare altul de aici din studio sau un polițist de rând, era reținut cercetat. Mai stai un pic pe poza asta, Teddy, că vreau să-l întreb pe Coarnă ceva. Mai stai, lasă poza asta un pic. Concursurile, scriu colegii din presa scrisă de la Național, concursurile de la MEAI în vizorul altor structuri. Bineînțeles, se referă la parchete, bănuiesc. Și doi sfert de JPI. Da. Explică-mi și mie, te rog mult, ce anume are viciat sistemul de concursuri din MEAI de s-a ajuns la astfel de afirmații? Păi participă mult și câștigă cine trebuie. Ai dovezi? Sigur că avem dovezi, dar citiți materialul și să vedeți care dovezi omul ăsta. Materialul este un articol de presă, nu e o dovadă. Da, e un articol de presă, dar el spune și de niște detalii acolo, că e vorba de concursurile astea pentru atașați, pentru cei... Citiți, să vedeți. Da, am înțeles. Ok, mai mult de atât, uitați-vă la partea a doua materialului unde vorbește de Academia de Poliție, acolo cu certitudine știu că doamna Melnic a încercat să fraudeze bugetul Academiei de Poliție
și s-a ajuns la dosar penal. Problema este în altă parte. Și soțul doamnei este domnul Chestor Melnic, care da, e secretar da, general adjunct al Ministerului. Sigur, am să legea dacă noi eram cercetați disciplinari să fim puși la dispoziție, adică omul avea viziuni din astea sumbre, înțelegeți? Oameni care nu înțeleg nimic decât cei cu sistemul ăsta, decât că au fost butonați acolo de niște resurse. Nu, Cornel, sunteți suficient de bărbați să răspundeți la o întrebare? Da, vă rog, da. Cum să este, rog? Este real. Dacă vreți să o detaliați bine, dacă nu, nu. Mă țin de foarte mult timp să vă întreb. Da, vă rog. Este real că sindicatele care reprezintă interesele lucrătorilor din Ministerul de Interne, indiferent... În mare parte, da. Care era întrebarea? Dacă zblat cu ministerul. Mai grav. Era întrebarea un pic formulată mai grav. Că sunt blat, asta știm cu toți. Okay. O parte dintre sindicate. O mare parte din toată, din toate sindicatele din țară sunt blat cu guvernul sau cu ministerele aferente. Da. Eu vă întrebam altfel. Da. Dacă o parte dintre cei care reprezintă interesele sindicaliștilor din Ministerul de Interne sunt pe mână economic cu conducerea ministerului. Din opt timp punctul nostru de vedere. Dacă sunt pe mână economic, n-aș putea să fac. A fost o întrebare pregătitoare, m-a așteptat la răspunsul ăsta. Întrebarea serioasă este așa, sunt pe mână politic? Politic, da. Politic, da. Economic, nu, pentru că economic... Dar asta e manipularea unor mase largi din cadrul angajaților Ministerului de Interne. Economic înseamnă să ai contract cu Ministerul de Interne. Și să ai o relație de tip cu aia înseamnă economic. Or, nu eu știu exact ce înseamnă. A fost doar o întrebare pregătitoare, sperând că veți răspunde politic, nu sau nu da. Știu. Politic, da. Păi și cei de minister... Adică sindicaliștii știu? Folosesc unii lideri de sindicat ca să vină pe la dumneavoastră să spună altceva decât cei ministru de interne. Nu vreau să acuzați pe nimeni care vine la mine, că la mine a venit și dumneavoastră, la mine a venit ieri Sorin, a venit Sorin Dumitrașcu de la penitenciar. Era o figură de stil, nu doar la dumneavoastră. La televizoare. La televizoare în general. Am înțeles. La televizoare să știți că apar toți liderii sindicali. Știți ce e? Și chiar vă mulțumesc că ați prezentat-o, că văd că nimeni nu prea marile televiziuni, nu prea au aceste informații care sunt cu tremurătoare. Care televiziune ați vrea să o preia? Antena 3. Pe cum s-o preia? Păi întreb și eu. Pe cum s-o preia? Cu mâna dreaptă. Păi dacă Antena 3, hai că n-are sens, nu mă provoca. Am dat un exemplu. Da. Bun, și vă mulțumesc pentru lucrul ăsta. Eu în continuare afirm așa, cine vrea se, deci bate cu mine, se bate cu mine mediatic unde vrea, la pe terenul știți meu, ce... al lor sau neutru, această emisiune și această televiziune sunt de departe cele mai echilibrate dintre cele 5 știți televiziuni de știri naționale, televiziuni naționale de știri, din România de azi. Știți care e fondul problemei? Oamenii ăștia care sunt, dacă vreți, într-un desen infracțional acolo, gestionează inspectorii, șefi și toți ordonatorii de credit din țara românească. Și vă dau exemplu, revin la Piatra Neamț, un om serios, un om care își vede treaba, inspectorul șef, e cercetat disciplinar de acești infractori. Metaforic vorbind, pentru că vorbim despre infracțiune acolo. Nimeni nu-l cercetează disciplinar pe acest Melnic și pe doamna Melnic, îl cercetează pe domnul Tablan degeaba, doar unul din capete de acuzare era că Busoi n-a intervenit regulamentar, legal. Știți povestea? Da. Da? Eu domnul știu. Marele Fumă, șef de corp de control. Aici domnul nu cercetează Dragne, nimeni nimic. Domnul Dragne, uitați-vă ce e acolo. Uitați-vă ce e acolo. Da? Da? Ce fac? Ați lansat, am primit și un mesaj. Întrebare corectă, de altfel. Întreabă-l pe Sorin, e un prieten comun. Întreabă-l pe Sorin ce fac sindicatele ca să-și apere profesorii de... Da, corectă întrebare. Ai dat o știre pe care eu chiar trebuie să o verific, pentru că mi se pare halucinantă, că sunt mai mulți profesori bătuți, ultragiați, chinuiți de elevi în clase decât elevi loviți sau chinuiți de profesori. Ceea ce este... inimaginabil după... Nu că ar trebui să fie invers. Nu, n-ar trebui să fie deloc. Ce faceți voi, sindicatele? Că da. E totuși mare parte dintre cei care sunt victime, sunt membri de sindicat, una, și ce ați făcut în cazurile invers, în care profesori... Apropo, fac o paranteză, Sorine. Băi, a luat foc România cu un nei ca nimeni, nu știu cine e ăla, care nu știe să scrie patinoar. L-a corectat pe un copilaș și a pus un patinoar... Nu, i-a pus o literă în plus, nu știu ce literă... Bun. Băi, a ajuns la ministru. A ajuns comunicat de presă al părinților care îl apără. Vă dați seama, haos, noaptea minții, niște părinți îl apără pe ăla care, în opinia mea, dacă e reală știrea, este un analfabet care este învățător și și-a corectat copilul care scria bine la clasă cuvântul patinoar. Ia zi-mă, cum e, mă, apropo de asta cu patinoarul? Dar n-am vrut să fac subiect. Mi se pare că țara asta e bolnavă dacă... Din informațiile pe care le-am eu, e un părinte care... Înțeleg că e campion la depus de astfel de sesizări. Informațiile, repet, pe care le-am eu. N-am verificat personal. Asta cu patinoarul, zici. Da. Testul respectiv pe care l-au luat elevilor era de ales cuvântul care e scris greșit. Le cerea copiilor să aleagă cuvântul greșit. Și bineînțeles că i-a tăiat. Deci, profesorul i-a corectat cum trebuie. Profesorul n-a greșit. La der de luș.
Profesorul nu a greșit. Din informația pe care am. Deci stai un pic, copiii merg la... Aveți pe ecran celebra lucrare a copilului care a devenit și el celebru, l-a făcut și pe învățătorului celebru. Dom'le, repet. Noi, tăticu a vrut să devină mai celebru decât... Deci aici le cereau copilor să scrie greșit? Eu nu înțeleg. Nu. Păi uite-mă, asta e hârtia. Copiii merg la patinoar, a scris copilul corect, și ăla i-a tăiat ou și i-a pus patinuar. Sorine. Da? Iar sus, patru copii se joacă la der de luș și este subliniat cuvântul der de luș. Nu știu de ce. Mă rog, eu aș fi scris la fel, der de luș, dacă era după mintea mea. Probabil că nu e despărțit corect în silabe, că vedeți că la sfârșit de pagină. Nu, e despărțit corect în silabe. E despărțit corect, dar mă gândeam de ce ar... Dar lasă, dracu, doamne, altă. Mutați-vă la chestia cu copiii, merg la patinoare. Unul dintre ei cade jos, mă rog, cade jos, e pleonaz, dar nu era corect să-i explice copilului că nu se poate să cadă sus. Mă rog. Cum e cu politicianul mincinos? Asta, n-am vrut să fac subiect, Teddy mai producător decât majoritatea producătorilor din lume, o avea pregătită, deși eu i-am spus că nu fac subiect. Da, explică-mi okay, și mie, cum a putut, nu vreau să facem analiza, Sorine, cum a putut această modificare pe lucrarea unui copil din sutele de mii de copii din România, făcută de un învățător, de miile de învățători, să devină subiect național până la nivel de Cati Andronescu? Nu vreau să cad în aceea situație în care a intrat ministrul educației. Nu știu despre ce... Bravo, mă, răspuns cinstit. Nu știu despre dar ce... Dar nu mi-ai răspuns la întrebare. Cum a putut să devină subiect național? Toată presa vorbește, toate televiziunile. Pentru că... Părinții din orașul ăla au dat comunicat în școala aia. Ministereasa noastră dă și ea comunicat. Tudor, stimați telespectatori, este mult mai ușor și devine o știre. Un polițist care se îmbată. Da. Din 60.000 de polițiști corecți. Da. Un profesor care probabil că era beat, dacă, repet, sau a greșit. Poate nu era beat, sau... era stresat, era obosit. Dar poate nu e, nu știu. Un medic care a cerut... A, deci tu acum arunci mingea la noi, la presă? Nu. Noi am făcut subiect din asta. Dar e subiect până la urmă. E subiect. E subiect. Bine, luăm publicitate, stimați telespectatori, și revenim. Dacă se oprea doar la derdeluș, e la cum era, da. O să răspund și la inițiativă și la chestiunea aceasta. Ne întoarcem la invitații mei și la dumneavoastră peste 2-3 minute. Rămâneți alături de noi. Ne-am întors în direct, ultima parte a emisiunii. Ia zi-mă, Sorine, că te-am întrebat. Vorbeam de domnul Ciolo și de colegii dumnealui acum din noua coaliție asta în stadiu de... Bă, te felicit acum public, iartă-mă, te felicit public încă o dată, pentru că e singurul lider sindical. Mulțumesc. Care ai spus la o televiziune că Cioloș, Dacian, Julien și cu oamenii lui în 2016 și-au bătut joc de liberali, de PNL și de Iohannis, neplătind salariile profesorilor în vinerea de dinaintea alegerilor, cum trebuia să ia toată profesorimea salariile. Eu duminică erau alegeri, vineri era zi de salariu și n-am primit, eu și colegii mei n-am primit salariu. N-a primit nimeni în țară! Mii de profesori! Efectul nu vreau să-l calculăm. Dar nu vreau doar răspunsul la întrebarea de ce s-a întâmplat lucrul ăsta atunci. Vreau să știu dacă dumnealui și colegii dumnealui din actuala coaliție știu de ce este blocat în Parlamentul României proiectul, inițiativa FSLI-ului ca profesorii să aibă statut de autoritate publică. Vrei să-ți răspund eu? Atenție! De în ce? Platou de alături, răspund eu, mă, Sorin Dragne, că nici asta nu întreabă nimeni. În platou de alături, nu vă pot arăta imagini că e întuneric. În platou ăla, un senator pe nume Goțiu și-a luat unul dreaptă în gură de la un moment abominabil. Ei, Goțiu ăla, și mi-a spus ce spun. Domnul senator USR Goțiu a blocat acest proiect de lege în Parlament. Proiect de lege care ar proteja profesorii și ar ajuta să fie mai dascăl decât sunt acum. Adică să știe ăla când intră... Eu, mă. Când știe, gestul, mă, Sorine. Când știe ăla că intră în școală să lovească un profesor, să știe că riscă o pedeapsă mult mai mare decât dacă se bate cu el la peluză. Trebuie să schimbe statutul profesorilor. Păi trebuie, asta e. Ei, profesori vor să-i folosească doar ca material electoral. Să-i țină închingi ca ei, prin copii, să determine părinții să voteze cum vor. La fel și pe doctor, la fel și pe polițist. Să știe la că riscă să rămână infirm dacă mai ridică mâna asupra unui profesor, doctor, polițist. La poliție, la medic, intrăm în reglementare și dacă vorbim de violență în interiorul spitalului, să schimbăm reglementarea, să meargă la pușcărie direct cu posibilitate juridică să fie reținut, arestat preventiv, la fel și în școală. Ai provocat foarte multe furori, Michică, cu acel material, cu ancheta pe care Naționalul publică din Ministerul de Interne. Mare. Eu spun de mult că la Ministerul de Interne vorbim de infracțiune și infracționalitate, nu de acum. Mulțumesc mult de tot, oameni buni. Rămâneți cu B1 TV, urmează emisiunea
lui Răzvan și a lui Radu, bună România, nu înainte de a vedea punctul de vedere exprimat astăzi de Iohannis și, acum spun și eu în sfârșit, pe bune cum a fost, cea mai mare manipulare de presă prin intermediul online-ului făcută de PSD în ultima perioadă, după Revelion. Guvernul este disperat să facă rost de bani și inventează măsuri care sfidează nu numai logica economică, ci și bunul simț. Faptul că apar peste noapte inițiative precum ordonanța lăcomiei sau mai nou, intenția disperată a PSD de a pune mâna pe rezerva de aur a României, arată că nici măcar PSD nu are încredere că bugetul lor poate fi realizat și de aceea se caută noi și noi soluții extreme pentru a face rost de bani. Cine va deconta nota pentru dezastrul propus de PSD în economie? Din păcate, răspunsul este simplu. Cetățenii și mediul privat. PSD vrea mai mulți bani pentru cetățeni. PNL și USR cer mai mulți bani pentru corporații. Cer anularea ordonanței 114. Ce înseamnă asta? Creșterea prețurilor la gaze. Creșterea prețurilor la energie, tăierea salariului minim brut din construcții de la 3.000 la 2.080 de lei, comisioane mai mari pentru administratorii privați ai pilonului 2 de pensii, anularea creșterii punctului de pensie prevăzut pentru 1 septembrie 2019 de la 1.265 la 1.100, creșterea dobânzilor la creditele în lei, scăderea salariului minim pentru studii superioare de la 2.350 de lei la 2.080 de lei. PNL și USR cer mai mulți bani pentru corporații. PSD vrea mai mulți bani pentru cetățeni.